niciun rezultat. Absolut nimic. Voluntarii care au mai fost prin oraș, tot așa, se întorc fără niciun rezultat. Așteptăm să vedem mai departe care sunt directivele. Fără niciun succes, așa s-au încheiat aseară căutările polițiștilor și voluntarilor. Operațiunea a fost reluată de dimineața. Au fost chestionați părinții, rudele, toți membrii de familie, vecinii. Au fost supuse verificări subsolurile, gurile, fântânile, toate locurile posibile unde se putea afla copilul. În cele 42 de ore de căutare au fost antrenați peste 100 angajați ai poliției și poliției de frontiere, care în acțiunile de căutare au implicat atât serviciul kinologic cu implicarea câinilor, cu aplicarea dronelor în căutarea copilului. În ajutor a venit și un număr mare de localnici, dar și voluntari din diferite organizații. Vreau să menționez că în suportul poliției au venit nu doar rudele, copiii, însă și peste 50 de persoane voluntari din cadrul societății civile. Asociația Vânătoră Pescarilor, partenerii poliției, la fel au venit în suport mass media, care la fel au mediatizat pe larg acest eveniment. Amintim că operațiunea de căutare a fost extinsă și în afara orașului Hâncești. Ajuns la capătul puterilor, mama băiatului nu exclude deja că fiul ei a fost răpit. Te rog din suflet, cel la cine se află copilul meu, scoate-l la poartă și lasă-l să vină acasă, a scris mama micuțului pe o rețea de socializare. În ajutorul oamenilor legii au venit și autoritățile locale. Primarul orașului Hâncești, Alexandru Botnari, a anunțat că împreună cu mai mulți sponsori a adunat suma de 300.000 de lei, bani care sunt gata să-i dea celui care îl va aduce acasă pe Beniamin Osipciuc. Cei care au informat despre băiatul dispărut pot suna la 112 ori la cea mai apropiată unitate de poliție. În ziua dispariției, 26 mai, băiatul purta un tricou galben și pantaloni verzi. El este brunet și are ochi căprui. În ziua dispariției, copilul se afla în curte împreună cu doi frați. Părinții erau la muncă. Potrivit poliției, în perioada ianuarie-aprilie, 307 minori au fost dați dispăruți, 295 au fost găsiți și reîntorși în familie sau în centrele de plasament și orfelinatele de unde au fugit.